Societatea Națională de Cruce Roșie din România participă la organizarea de tabere temporare pentru preluarea persoanelor care ar solicita o formă de protecție în țara noastră. Organizația a trimis corturi, paturi, saci de dormit, alimente și produse de igienă pentru persoanele care vor fi adăpostite în două tabere amenajate în județul Timiș. La solicitarea venită din partea Ministerului, Crucea Roșie Română s-a deplasat în județul Timiș, unde s-au montat peste 86 de corturi ale Crucii Roșii Române, 249 de paturi pliante, 1956 de saci de dormit, 1000 de pachete alimentare și 940 de pachete igienice. În funcție de necesitate... Dacă situația o va impune, Crucea Roșie va trimite mai mulți voluntari în taberele pentru refugiați. În acest caz, fiecare județ va participa cu un număr de voluntari din cadrul detașamentelor pentru situații de urgență. Amenajarea acestor tabere pentru refugiați în județul Timiș face parte dintr-un exercițiu de testare a capacității operaționale de răspuns a autorităților române în fața fluxului de refugiați înregistrat în statele din vecinătatea României, potrivit Ministerului Afacerilor Interne.